În urmă cu aproape 2 ani, administratorii piețelor din oraș s-au gândit să dea o destinație târgului Drăgaica și în cursul săptămânii. Așa au ajuns ca aici să amenajeze o piață în care producătorii de legume și fructe din județ să își vândă marfa. În plus, de aici ar fi trebuit să se aprovizioneze și comercianții din piața centrală și astfel traficul în centrul orașului să nu mai fie atât de aglomerat. Numai că producătorii din județ nu au fost mulțumiți de volumul vânzărilor și și-au abandonat tarabele. Nu am reușit pentru că producătorii din aceste comune nu aveau unde să vândă. Preferau să meargă în alte județe care nu produceau aceste legume și fructe. Vorbim de Covasna, vorbim de Brașov, vorbim de Sibiu și nu s-a reușit această tentativă. Vroiam totodată ca să și degrevăm aici în zona centrală, pe lângă piețe, cei care distribuie legume și fructe și blochează într-un fel circulația dimineața între 5 și 8, dar nu s-a reușit. Cei de la Societatea Piețe Târguri și Oboare au găsit o altă variantă, iar târgul Drăgaica a devenit un talcioc permanent. Acum pe acest teren sunt expuse mașini scoase la vânzare. Multe dintre ele sunt cele care în urmă cu câteva luni ocupau trotuarele din zona Unirii. Autoturismele pot fi lăsate aici pe o perioadă nedeterminată contra sumei de 2 lei pe zi. Cei care vând mașinile și sunt în toate intersecțiile din Buzău, chiar dacă eu zic că sunt legal acolo, dar au de vânzare pe ele, contra sumei de 2 lei pe zi, să le ducem în talcioc, unde sunt aceste mașini, sunt păzite, luminate în permanență și sunt oameni care deja vizitează și în cursul săptămânii talciogul. De exemplu, acum avem în jur de 40 ceva de contracte. Administratorii de la piețe Târguri și Oboare speră ca în scurt timp târgul Drăgaica să reprezinte un punct bine cunoscut pentru cei care vor să vândă ori să cumpere un autoturism.